Furnizorii de servicii medicale din Gorj continuă să facă ilegalități care i-au costat peste 2000 de lei. Cea mai mare sumă imputată a fost la serviciul de ambulanță pentru calitatea deficitară a serviciilor efectuate și pentru intervenții înregistrate și nerealizate. Pe locul următor se află medicii de familie care au înregistrat mai multe consultații decât au efectuat. La medicina primară 1810,78, la ambulanță 1059,80, iar la farmacii 117,12 lei. Neregulile descoperite la farmacii se leagă de rețete eliberate după termen și de nerespectarea plafonului sumelor pe farmacie pentru medicamente compensate și gratuite. Rețeta e posibil să aibă termenul de expirare, termenul de valabilitate expirat. De asemenea, dozele medicamentelor nu pot fi prescris, pot fi greșite și dacă noi nu le vedem și le eliberăm greșit, ni se impută. Și de asemenea, cantitatea de medicament corespunzătoare termenului pentru care este prescris 30, 60, 90 de zile. Dacă e depășită și noi o eliberăm așa, bineînțeles că ni se imputează. Sumele imputate vor fi reținute din fondurile ce urmează a le primi furnizorii de servicii medicale amendați la sfârșitul lunii martie.